Ucraina a completat chestionarul pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de către autoritățile de la Kiev, care au declarat că acesta este un prim pas pentru obținerea de către Ucraina a statutului de țară candidată pentru intrarea în blocul comunitar. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a îmânat chestionarul președintelui Zelenski în timpul vizitei sale la Kiev din 8 aprilie. Atunci, șefa executivului european a promis o examinare mai rapidă a cererii Ucrainei de a deveni membra UE în contextul invaziei ruse. Amintim că la sfârșitul lunii februarie liderul de la Kiev, Volodimir Zelensky, a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Chestionare similare au primit Georgia și Republica Moldova.